emisiune realizată cu sprijinul Valentin Electro. Bună seara tuturor și bine v-am găsit! Sunt Adrian Crăciun și vă invit la o nouă ediție a emisiunii School TV. În această seară le-am alături de mine pe Morariu Denisa. Bună seara! Antonia Bac. Bună seara! Și Bianca Fărcaș. Bună seara! Trei domnișoare frumoase și talentate, care ne încântă auzul de fiecare dată când avem ocazia să le ascultăm la un eveniment local sau la un spectacol. Știm de asemenea că aveți o voce aparte și o mare pasiune pentru muzică. Așadar, prima mea întrebare va fi: ce înseamnă pentru voi muzica? Pentru mine, muzica e ca un mod de a mă exprima și totodată un mod prin a mă relaxa și a mă detașa de toate celelalte lucruri din jurul meu. E ceva, nu știu, ceva special. Antonia? La fel cum a spus și Denisa, în viața mea muzica are un rol destul de important. Adică de fiecare dată când sunt supărată, cânt și mă liniștesc și mă relaxez foarte, foarte tare. Bineînțeles că muzica înseamnă ceva prin care, cum a zis și Denisa, ne exprimăm, face parte din viața noastră și ne relaxează. De când aveți această pasiune sau cum ați descoperit-o? Încă de când eram mică, eram implicată în tot felul de spectacole și chiar de la cămin, doamna educatoare a observat că am o voce care ei i-a plăcut și de când eram mică am început să cânt la spectacole mici, la spectacole de la grădiniță și tot așa am evoluat. Exact. Eu am această pasiune de când m-am născut, să zic așa, adică o moștenesc din familie. Și știu. Prima dată am început să cânt când am fost îndrumată de doamna învățătoare, deoarece ea organiza spectacole de muzică populară și toate clasele primare am participat la ele. După aceea am început să particip la alte spectacole mai mari. Și de unde aveți această pasiune? Adică vă gândiți că ați moștenit-o cumva de la cineva? Eu am moștenit-o de la mătușa mea, care a fost cântăreață de muzică populară și la rândul ei și mama are o voce foarte frumoasă, doar că ea nu a continuat cu această pasiune. Eu am moștenit-o de la tatăl meu, care în tinerețe a fost cântăreț, ba chiar a avut și o trupă și bine, la noi toată familia e o familie de cântăreți, adică majoritatea cântăm. Am moștenit doar de la mama, care a cântat și ea la vioară, ca și mine. Am fost la școala de muzică, dar mai mult nu. Atât. Vreau să-mi spuneți, cum vă simțiți când cântați pe o scenă live, în fața unui public? E ceva foarte special. E un sentiment ciudat, foarte multe emoții. Nici nu realizez în timpul în care cânti, cât de repede trece melodia. Doar când termin, ești așa de relaxat și wow, am făcut-o. E foarte frumos. Bineînțeles că atunci când intri pe scenă, ai trac și, nu știu, e o senzație superbă să fii acolo și să vezi toată sala în fața ta, știi, și, nu știu, să faci ce-ți place ție mai mult, exact. Și la final să primești aplauze. Exact. Eu tot timpul când intru pe scenă am emoții foarte mari și numai în ultimele versuri atunci începe să-mi placă, să mă simt bine și să simt ceea ce fac atunci. Că în primele minute am niște emoții foarte mari. E normal. Voi studiați într-un mod aprofundat, știu eu, cantul, sau aveți un profesor, sau totul vine de la sine? Când eram în generală, am făcut foarte puțin cu profesoara mea de vioară, fosta profesoară, canto. Și am mai făcut canto cam în jur de 3 luni la atelierul de muzică, mai de mult, dar atât, nu am făcut aprofundat canto. Și te-ai gândit vreodată să reîncepi studiul mai, așa mai aprofundat? Sincer, nu m-am gândit. Probabil nici măcar nu ai nevoie. Păi, nu vreau să spun asta, dar chiar nu m-am gândit să încep canto. Eu am început acum un an cursurile la Școala Populară de Arte din Târgoviște cu doamna profesoară Raluca Apolțan. Și înainte am avut o profesoară din Reghin cu care am făcut canto. Nici eu nu iau ore de muzică și am fost la atelierul de muzică, atât. C-
când vine vorba de muzică, cine vă inspiră cel mai mult? Sau, dacă aș putea spune, care este solistul vostru preferat, dacă puteți să alegeți unul? Eu, personal, nu am un solist preferat, dar întotdeauna îmi place să iau, vreau și îmi place să iau exemplu de la sora mea. Tot timpul am văzut-o ca un model și tot timpul când a intrat pe scenă am rămas impresionată și vreau mereu să fiu ca ea. Foarte frumos. La fel și eu nu pot să zic că am un solist preferat, dar îmi plac foarte, foarte mult artiștii din vremea anilor 80-90. Îi îndrăgesc foarte tare. Precum? Laura Stoica, pe ea o iubesc cel mai mult, să zic așa. Mădălina Manole. Și în general, dacă îți place atât de mult Laura Stoica și Mădălina Manole, ai cântat vreodată de melodii din repertoriul dânselor? Da. Deci eu nu am un artist preferat. Tocmai acum am vrut să vă întreb care sunt cântereții voștri preferați, dar răspunzându-mi, am să vă întreb care este cea mai frumoasă amintire pe care o aveți într-un spectacol? Ceva special? Cred că atunci când am participat la Balul Bobocilor, pentru că am avut niște emoții foarte, foarte mari și a fost multă lume și m-am simțit foarte bine când am reușit să duc melodia până la capăt și a fost bine și atunci mi-a plăcut cel mai mult. Cred că cea mai frumoasă experiență pe care am avut-o a fost când am participat la primul meu concurs și erau părinții mei în sală. Ei nu m-au mai auzit până în acel moment cântând și am intrat pe scenă și am cântat o piesă de la Laura Stoica și nu știu, mi-a plăcut foarte mult. Am fost un moment important pentru mine când am participat la concursul Poți să fii ostea și chiar nu mă așteptam să iau locul 3, eram foarte mirată și mă simțeam foarte bine. Cât o spunea Antonia de prima ei reprezentație, aș vrea să vă întreb, cum a fost prima dată când ați cântat pe o scenă? Vă mai amintiți cumva? Ce sentimente v-au cuprins? Prima oară când am cântat pe o scenă eram foarte mică, aveam în jur de, nu știu, 6-7 ani. Am cântat o piesă de la Cleopatra Stratan. Nu aveam nicio emoție pentru că nici nu realizam ce se întâmplă. Dar atunci îmi amintesc, dar vag. La fel și eu îmi amintesc când aveam tot așa, în jur de 5-6 ani, dar cred că am participat la același concurs. Nu mi-amintesc exact ce piesă am cântat, dar știu că, nu știu, mă simțeam foarte bine. Eu în clasa 1, când am cântat muzică populară, prima dată atunci am urcat pe scenă și am uitat textul și a trebuit să oprească negativul, să-l pun la început și a ieșit puțin mai bine. De câtă pregătire este nevoie pentru a cânta așa cum o faceți voi? Cam, în general, cât de mult repetați? Poate zilnic sau înainte de un spectacol, știu eu ce program aveți. Te referi pregătire a vocii sau a unei piese înainte a unui spectacol? A unei piese. Păi, spre rușinea mea, nu mă pregătesc foarte mult înainte de spectacole așa mai micuțe. În general, mă pregătesc, repet piesele în fiecare zi, cam cu 4 zile înainte, ceva de genul. Asta e foarte bine, înseamnă că te descurci, deci. Și eu repet piesele în fiecare zi. Adică, cum am zis și ea, nu este o pregătire foarte mare înainte de un spectacol. Adică doar trebuie să-ți repeți piesa și să-ți corectezi greșelile pe care știi că le faci când repeți acasă. Uite, spunea Denisa de o pregătire voce. Eu nu știam de treaba asta. Vă pregătiți din când în când vocea ca să vă mențineți la... Ei, de fiecare dată când adică când trebuie să cântăm, e nevoie înainte să ne încălzim vocea, să facem vocalize. Și eu fac vocalize înainte, doar că am un obicei foarte prost. Tot timpul când am un spectacol, tot timpul sunt răcită. Deci tot nu a existat un spectacol la care să nu fiu cel puțin răgușită sau răcită. V-ați gândit ca pe viitor să continuați cu muzica ca și o meserie, să deveniți cântăreți, să câștigați de pe urma acestei pasiuni? M-am gândit mult la acest lucru, doar că eu sunt foarte timidă și am foarte mare trac. Sau cel puțin aveam
puțin mai de mult. Și, nu știu, îți dai seama că ar fi ceva extraordinar să poți să faci bani din pasiunea ta, doar că... Și unde vrei să ajungi mai departe? Dacă nu cu muzica, să zicem că n-ai putea cu asta, pasiunea asta. Sincer, nu știu. Ai timp să te gândești de rechet. Spunem. Antonio? Și eu m-am gândit, dar îți spun sincer că habar n-am ce drum să aleg, cum să zic, să zic așa. Chiar nu știu încă ce să fac. Ce problemă? Nici eu nu m-am gândit așa departe la o carieră de artist. Eu încă sper să intru la profilul care vreau. Îți vreau mult succes. Mulțumesc. Așa să întreb, ați încercat vreodată să cântați ceva mai neobișnuit, să spun, oarecum pentru voi, care în general cântați muzică ușoară sau ce fel de muzică cântați voi? Cum ar fi să cântați muzică populară, să fie din alt registru? Eu cânt muzică populară în cadrul orchestrei de la Casa de Cultură Eugen Nicoară și nu m-am gândit la acest gen ca fiind neobișnuit. Când ai pus, m-am gândit inițial la genul rock pe care l-am cântat cu trupa liceului Lucian Blaga. Eu n-am încercat niciodată să cânt alt fel de muzică decât muzica ușoară. Eu am cântat doar în clasele 1-4, cum am zis, la concursurile organizate de doamna învățătoare. Uite, ai spus că ai cântat muzică rock. Cum este să cânți cu o trupă în spate? Să colaborezi cu basistul, cu chitaristul, cu toboșarul? Ce atmosferă se formează și la repetiții, dar și în timpul unui spectacol? E diferit? Da, e diferit. E destul de complicat. Și e destul de greu pentru că trebuie să fie sincronizare între toți membrii trupei și poți să-ți dai seama că fiecare vrea să iasă în evidență și să se facă auzit în trupă și de aia este destul de greu. Dacă nu este sincronizare și înțelegere, e imposibil. Și cum ai putea să spui că ți-ar place mai mult să cânți singură sau cu trupă? Nu pot să aleg. Că îmi place și să colaborez cu alte persoane și te simți extraordinar și când ai alte persoane în jur pe scenă te simți și mai confortabil. Dar oricum, și singură și cu trupa, e un sentiment foarte frumos și nu pot să aleg. Antonia, tu ai cântat vreodată cu o trupă sau dacă nu ai cântat, ți-ar place să încerci? Te-ai gândit la asta pe viitor? Nu am cântat până acum cu o trupă în spate, dar să știi că chiar mi-ar plăcea. Sunt curios să zicem că cânti cu o trupă în spate. Ce trupă ar fi de... Adică ce trupă ar fi? Ce cânta? Rock? Jazz? Cam ce instrumente ar fi pe acolo? Să știi că jazzul mi-ar plăcea chiar foarte, foarte mult și cred că jazzul ar fi varianta. Ideal. Nici eu n-am cântat cu o trupă. Bineînțeles că aș vrea să cânt. Totuși acolo un rock, pop, ceva... Eu zic că vi se potrivește orice gen de muzică la vocea voastră. Fetelor, am avut de multe ori plăcerea să vă ascult, să vă privesc pe YouTube după un spectacol. Nu știu eu, încărcate videoclipuri cu voi. Bănuiesc că și voi v-ați mai ascultat după o anumită reprezentație. Cum vă simțiți când vă vedeți pe sticlă performanța? Sincer, până acum un timp nu-mi plăcea deloc să mă ascult și nu vroiam să o fac. Când vedeam pe cineva că pune un videoclip cu mine sau așa, nu vroiam să-l ascult și plecam din sală. Nu știu de ce. Întotdeauna am impresia că nu îmi iese așa cum ar trebui să iasă și că nu e destul de bine și așa, dar încerc să accept cum sunt și să încerc să mă ascult. Dacă nu mă ascult, până la urmă nu pot să mă perfecționez. Mie, cel puțin, nici acum nu-mi place să mă aud cântând, sincer. Adică, nu știu, pe scenă, când mă aud eu pe mine, îmi place, dar apoi înregistrat, adică să văd înregistrarea, mi se pare că fac greșeli foarte multe și falsez și nu-mi place deloc. Și am aceeași senzație și atunci când repet acasă, îmi place cum sună și dacă mă înregistrez să văd greșelile, nu-mi place deloc, deci chiar... Ați cântat vreodată cu altcineva? Ca un duet? Ca un duet. Nu. Adică, ba da, dar nu la un spectacol. Făceam duete cu sora mea de Crăciun, la diverse colinde pe voci. Și îmi place foarte mult cum sună așa și mi-ar plăcea să fac un duet la un spectacol cu ea.
Nu, eu n-am cântat niciodată într-un duet cu cineva. Nici eu. Dragile mele, revenim după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la Ascult TV. Alături de mine se află Morariu Denisa, Antonia Baco și Bianca Fărcaș într-o discuție despre muzică. Că tot vorbeam de duete, aș vrea să vă întreb, dacă ați avea ocazia să cântați cu orice artist, să zicem și contemporan și stins din viață, cu ce artist v-ar place să cântați? V-ar plăcea. Sincer, nu știu exact. Dintre artiști români care sunt în viață, îmi place în special Andra, cred că aș avea multe de învățat de la ea, dar nu știu, așa un artist preferat cu care aș vrea să fac un duet. Nici eu nu știu să-ți spun exact un artist cu care mi-ar plăcea să fac un duet. Nu știu. Dacă aș avea ocazia să fac un duet cu un artist, aș alege unul din afară. Cum ar fi? Nu știu, Sam Smith, Adele, toți care... Voci. Afară. Cum vă susține familia, părinții, frații? Reușesc să vin la fiecare spectacol? Sau vă susțin moral? Cam cum decurge? Pe mine mă ambiționează familia foarte mult. Mama mea, în special, tot timpul când aude că sunt invitată la un spectacol, e cea care mă face să spun da, pentru că primul meu instinct e spun nu, din cauza emoțiilor pe care le simt încă dinainte. Și tatăl meu și toți din familie se bucură când mă aud cântând sau când mă văd la televizor că la un spectacol și așa. Sunt foarte... mă ambiționează foarte mult. Sunt mândri. Da. Îți dai seama că orice părinte își dorește ca... își dorește să se mândrească cu copilul lui și e normal să mă susțină și să mă îndrume. Ți-am zis, e pasiunea asta noastră cu muzica e din familie și oricând, de exemplu, dacă merg la un spectacol, toată familia uită, dacă merge fratele meu, toată familia se uită, înțelegi? Deci ne susținem moral unul pe altul. Și eu sunt foarte îndrumată de părinți. Bineînțeles, dacă nu apucă să vină la spectacol, tot timpul așteaptă să apară filmările pe YouTube sau roagă pe cineva să mă filmeze, să mă audă cum am cântat. Dacă tot am vorbit de părinți, sunt curios de grupul de prieteni. Ei vă susțin sau ați pățit vreodată să nu puteți să ieșiți la un suc pentru că voi trebuia să repetați și să se supere sau, în general, vin și ei la spectacole? În general, în cazul meu, de multe ori când am un spectacol, ei au planuri dinainte și la ultimele spectacole la care am participat, mereu când le ziceam că merg la spectacol, ei spuneau că mi-au făcut alte planuri și îți dai seama că într-un fel se supărau că de ce nu poți să vii cu noi, de ce trebuie să ai activități și de multe ori nu reușeau să ajungă, dar îți dai seama că nici nu mă supăr pe ei sau așa. Și da, de multe ori toate ieșirile pentru repetiții, pentru alte activități, dar am timp să ies. Sunt sigur că am meritat da. De fiecare dată. Niciodată nu s-au supărat prietenii pe noi pentru că nu am ieșit cu ei și am avut de repetat. Îți dai seama că ne-au înțeles și nu știu, ne susțin, adică le place când le cântăm. Sau. Vă asculte. Exact. Și la mine majoritatea prietenilor fac sacrificii într-un fel să vină. Foarte mult mă susțin colegii, chiar nu mă așteptam, adică jumătate de clasă aproape tot timpul vin la spectacole și nu se supără, dar nu am ratat foarte multe ieșiri. Ați putea să spuneți că aveți o piesă preferată, o piesă care vă place deosebit de mult să o cântați și care înseamnă ceva pentru voi? Pe care dacă ați fi un artist mare, să spunem, și ați avea concerte, ați cânta-o la fiecare concert? Sincer, nu am o piesă așa dragă, pentru că îmi plac toate, nu chiar toate, îmi plac foarte multe stiluri de muzică. Înțeles. Și îmi place să apreciez
orice fel de stil și să încerc să-l înțeleg și așa, nu am o piesă anume pe care aș cânta-o. Da, să spunem, ai vreo piesă pe care spui tu că ar trebui să o asculte toată lumea la un moment dat, la un moment dat în viața lor. Uite, de exemplu, pentru mine e John Lennon, Imagine. Nu am, nu m-am gândit niciodată. Antonio? Am o piesă preferată de la Laura Stoica, Mai frumoasă. Tot timpul o ascult când sunt supărată sau nu mă simt bine și o cânt și, nu știu, mă relaxează foarte mult. Nu m-am gândit niciodată să-mi aleg o piesă preferată pe care să o cânt la majoritatea spectacolelor mele. Nu am o piesă preferată. În ziua de astăzi mai aveți emoții când urcați pe scenă? Sau aveți un ritual, ca să spun așa, înainte de a urca pe scenă, pentru a vă stăpâni emoțiile, dacă cumva le aveți? Eu, da. Mi-ai spus că... Tu mă cunoști pe mine, de fapt, și știi câte emoții am eu înainte de spectacole și tot timpul mă panichez și așa și am observat că dacă stau cu mine singură în spatele cortinei 5 minute înainte și îmi repet versuri pentru că asta trebuie să fac, altfel nu pot să intru pe scenă pentru că am prea mari emoții, încerc să mă calmez și încerc să mă gândesc că o să fie totul ok, oricum ar ieși și că nu se poate întâmpla nimic rău. Și nu. Încerc să scap de emoții cumva. Eu sunt sigur că sunt emoții constructive la felul în care cânți. Eu înainte să intru pe scenă sunt foarte nervoasă și irascibilă cu toată lumea și nu suport pe nimeni în jurul meu și am impresia că mi-am uitat versurile și tot timpul stau cu foaia cu versurile în față și încerc să citesc și nu știu, am impresia că le uit și nu mi se întipăresc în minte. Înainte să intru pe scenă cu câteva minute, încerc să distrag atenția, să ascult ce cântă cel de dinaintea mea, să nu mă gândesc că nu o să-mi iasă bine, o să uit textul, o să mă încurc. Da. Încerc să fiu pozitivă. După voi, care a fost cel mai important spectacol la care ați cântat? Poate erau mai mulți spectatori, poate era mai important pentru voi, fiind un concurs, cine știe. Poate pur și simplu v-a plăcut mai mult decât orice alt spectacol. S-a însemnat ceva. Păi, cum am mai spus, de Balul Bobocilor, atunci a fost destul de important pentru că a fost printre puținele dăți când au venit ambii mei părinți și sora mea și persoane importante și dragi mie și, de altă parte, a fost și un concurs și pentru care m-am pregătit foarte mult și... S-a văzut. Mulțumesc. Na, și atunci... A fost, nu știu... Ceva special. Da. Pentru mine, toate spectacolele sunt foarte importante și au fost foarte importante. Cred că primul concurs la care am participat, la care ți-am zis că au venit părinții mei și m-au auzit pentru prima oară cântând, a fost acela care și-a pus cel mai mare impact asupra mea. Nu știu. M-a zis și Antonia... Toate sunt importante până la urmă, în toate spectacolele ne străduim să ne iasă cât mai bine, dar și la mine primul concurs și pe mine m-a marcat. Uite, dacă tot vorbim de concursuri, vreau să te întreb, cum a fost la Pot să fiu o stea? Ce a însemnat pentru tine? Cum a fost să ai concurență? A fost o experiență foarte plăcută. Prima dată nu am seama ce fac, adică am crezut că mă duc, când atunci este direct finala și asta este. După aceea au urmat mai multe etape și a apărut concurența când toți ne doream să câștigăm, dar chiar nu mă așteptam, erau copii foarte, foarte talentați și totuși am luat locul 3 și eram foarte mulțumită. Felicitări! Mulțumesc! Antonia, poți ne spui și tu de experiența? Și eu am participat la același concurs, Pot să fiu o stea. Cum a spus și ea, e o experiență foarte frumoasă, cunoaște o grămadă de copii talentați și frumoși care au niște voci extraordinare, nu numai din Reghin, și din Târgu Mureș sau din Harghita, am fost din foarte multe locuri și eu am luat locul 3, la fel ca Bianca. Sincer, nu mă așteptam, deci nu mă așteptam să ajung în final, sau a fost frumos.
Și cum te simți când cânți pentru un premiu față de atunci când cânți liber la un spectacol, când ai concurență? Îți dai seama te motivează mai mult sau oarecum ești mai stresată? Cum? Te motivează mai mult să știi că ești în finala unui concurs și ai șanse la câștigarea premiului concursului respectiv și, nu știu, stresul e mult mai mare decât să cânți într-un spectacol în care nimeni nu trebuie să te jurizeze sau nu trebuie să primești un premiu. Denisa, tu la bal ai simțit că ești un pic mai competitivă decât ar fi trebuit să fii, știu, sau decât de obicei? Sincer, nu am fost foarte competitivă pentru că toate celelalte concurente îmi erau prietene foarte dragi de care m-am apropiat foarte mult la repetiții și atunci nu simțeam că e chiar o competiție. Nu simțeam, știi tu, chestia aia când vrei să câștigi. Exact. Nu am simțit sentimentul ăsta. Am simțit sentimentul că am mers acolo să facem un spectacol, să fim văzuți în liceu și să arătăm ce putem și să fim toți împreună. Da. Exact. Ați avut vreodată momente în care să simțiți că cedați, că nu mai puteți să continuați, că probabil e prea greu și e prea multă muncă? Am avut multe momente din astea pentru că mă copleșesc sentimentele foarte repede și foarte tare din când în când și de fiecare dată când, adică de fiecare dată, au fost unele dăți în care am fost la un spectacol și ori am uitat niște versuri care nici nu s-au sesizat, dar eu am știut că nu a fost cum ar fi trebuit să fie și apoi am avut momente în care mă gândeam că eu nu mai vreau să fac asta pentru că mă fac de rușine, pentru că râde lumea de mine, pentru că, nu știu. Și, da, au fost multe momente și chiar am luat o pauză, într-un fel. Nu am mai cântat cam un an și ceva pentru că aveam chestia asta în minte că nu e bine, nu pot să fac treaba asta bine. Ce te-a motivat până la urmă să continui, să reîncepi? Păi, am crescut și mi-am mai schimbat gândirea și am cunoscut persoane care m-au ambiționat și care m-au ajutat să-mi dau seama că orice ai face, orice greșeală ai face, se uită și nu are nimeni nimic cu tine dacă greșești și că e ceva normal și că tot timpul e bine să încerci să-ți înfrângi teama și să faci ce-ți place. Antonia, tu ai avut momente din astea mai grele? Da, am avut momente din acestea mai grele când am simțit că cedez și nu mai pot să fac nimic și ziceam că vreau să renunț, nu mai vreau să continui pentru că mă simțeam obosită, epuizată. Și nu știu, a fost o grămadă de momente de genul acesta. Te întreb și pe tine am întrebat-o și pe Denisa. Ce te-a motivat? Familia sau pur și simplu caracterul tău puternic? Nu am un caracter foarte puternic doar în anumite situații. Și da, familia m-a încurajat să continui cu această pasiune. Tot timpul și acum sunt descurajată când caut pe YouTube sau îmi apar copii de 4-5 ani care foarte cântă talentați. Mai bine ca mine și simt că nu are niciun rost să cânt și e foarte ciudat, dar totuși continui și încerc mai bine tot timpul. Credeți că voința voastră poate să fie dirijată, că poate să vă crească ambițiile cumva? Voința? Da. Păi voința e unul dintre cele mai importante lucruri când vine vorba să ieși în față și să apari la spectacole și să crești. Dacă nu ai voință în chestia asta, nu ai cum să ajungi să poți să cânti, să te recunoască lumea și să reușești să faci bine. Exact, cum a spus și Denisa, dacă nu ai voință, nu o să reușești să faci nimica, pentru că mama și tata nu o să fie tot timpul în spatele tău să te ducă, să te ducă pe scenă și să zică că trebuie să cânti, că ai fost invitat la spectacolul respectiv. E și la mine. Aceeași părere am și. Unde vă vedeți peste 10 ani? Am încercat de multe ori să mă gândesc la asta și nu știu, sunt multe decizii de luat și încă nu m-am hotărât și încerc să-mi fac imagini dacă aș lua decizia aia, oare unde aș ajunge, dar nu pot să-mi dau seama, nu știu.
Lucrurile se schimbă foarte mult. Eu nu văd încă cum mă văd peste 2 luni, peste 10 ani. Nici eu nu mă văd. Și depind foarte mult de alegerile pe care le facem și de dintr-un la liceu. Fetelor, o să revenim după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la Scult TV. Alături de mine se află Morariu Denisa, Antonia Bacu și Bianca Forcaș într-o discuție despre muzică. Fetelor, primiți, cum se tot spune, feedback după un spectacol și, general, cum interacționați cu publicul vostru? Da, de multe ori, chiar după ce termin spectacolul, cine e în culise mă felicită și după ce trec câteva zile când mă întâlnesc cu cineva care a fost la spectacol, de obicei sunt foarte buni. Și nu au păreri rele, chiar dacă ai făcut o gafă sau ceva, tot timpul sunt pozitiv și încearcă să te ambiționeze și așa. Niciodată nu am auzit vorbe urâte după un spectacol sau așa. Tot vorbeam de interacționa cu publicul. Ai pățit vreodată să cânti și știu eu, publicul să-ți țină ritmul sau să simți că trăiesc împreună cu tine? Păi da, asta se întâmplă de multe ori la melodii ritmi. Și la melodii cunoscute, lumea începe să aplaude, să țină ritmul, chiar dacă de obicei nu e ritmul care trebuie. Dar te simți foarte bine când vezi că lumea e receptivă și încearcă să te ambiționeze. Da, să te susțină. Da. Antonia, tu? Am primit feedback și primești de fiecare dată feedback după fiecare spectacol și foarte multe mesaje și, nu știu, mă încurajează foarte, foarte, foarte mult acest feedback pe care îl primesc. Mă simt foarte împlinită când ies de pe scenă și mă duc înapoi în sală și mă mai felicită cât un om pe care nu l-am văzut în viața mea, nu l-am cunoscut, dar totuși bravo și felicitări, ai cântat foarte frumos, mă simt foarte bine. Aveți momente în care să vă simțiți oarecum un pic mai special în grupul de prieteni, la o petrecere sau la ceva? Sau așa în general, prin faptul că voi aveți talentul ăsta și că cântați, îl valorificați și în alte circunstanțe? Păi, nu pot să spun că mă simt specială sau așa, doar că sentimentul acela când ești în clasă sau oriunde într-un grup de prieteni și vine subiectul muzică și toată lumea, unele persoane te recunosc, ea știe să cânte. Îmi sau... Când e vorba de muzică, se uită lumea la tine și te simți bine, dar nu pot să zic că special. Te simți, nu știu, diferit, că ai ceva în plus. La fel cum am zis și ea, nu mă simt mai specială, dar e un sentiment foarte frumos când ești într-un grup cu prietenii la o cabană sau la un foc de tabără și mai ai un prieten care știe să cânte la chitară și tu l-acompaniezi cu vocea și se creează o atmosferă foarte frumoasă. Consider că suntem mai importanti în grupul de prieteni dacă noi cântăm, dar totuși lumea se uită parcă mai cu, cum să zic, te apreciază din privire, așa, nu știu, cum a zis. Când vine vorba de muzică, toată lumea se uită la tine. Ia! Ce ați putea să spuneți că ați învățat până acum din muzică, din spectacole, din toată experiența asta? Păi, înveți să fii mai responsabil, înveți să te ocupi din timp, de lucruri, să încerci să te perfecționezi pe tine, să te cunoști mai bine, să știi ce-ți place. Înveți foarte multe chestii, înveți și să colaborezi cu alte persoane și totodată cunoști alte persoane și înveți cum e să stai în fața multor persoane care se uită la tine și te analizează și te face mai puternic și da, înveți multe. Da, la fel cum aceasta este și părerea mea, ce a spus Dința, înveți foarte, foarte multe lucruri care nu te ajută doar pe scenă, te ajută și în viața de zi cu zi. Te deschizi foarte mult și... Și eu consider că problema cu tracul de scenă, după un timp, când te obișnuiești, te ajută și în viață, examen, când ai emoții foarte mari, le stăpânești mai bine față de ceilalți.
Și înveți să-ți transmiți emoțiile tale cântând, pentru că dacă nu transmiți, omul nu simte nimic și spune, da, cântă bine, dar totuși asta e, cântă bine. Voi sunteți trei fete foarte active, așadar am să vă întreb, cum reușiți să împăcați muzica cu școala, în cazul tău cu orchestra, cu, știu eu, dansul, cu pregătirea de examen sau orice? Păi, cu youth bank. Trebuie să înveți să-ți organizezi timp. Asta e o chestie care, uite, o înveți din muzică și din orice alte chestii extrascolare. Dar e foarte important să știi să-ți organizezi timpul și să vrei să fii bun și la școală și totodată și la muzică. Și e destul de greu pentru că când ai repetiții sau spectacole sau așa, ajungi destul de târziu acasă. Ultimele dăți când am avut spectacole, am ajuns de dimineață acasă cam pe la orele 9-10, știi? Uh-huh. Am fost spectacolul, apoi ieși cu cei dragi, sărbătorești și e complicat, dar se poate, nu e imposibil. Ce să mai zic, a spus ea totul. Deci dacă există ambiție și dorință, poți să reușești tot ce îți propui și tot ce îți dorești. La fel, muzica m-a învățat să fiu mai organizată. Tot timpul, când veneam de la școală, de fapt când vin de la școală, când mai la școală, și merg la școala de muzică, trebuie să-mi fac temele, îi văd pe colegii mei că ies afară în fiecare zi și eu de-abia am timp să-mi fac temele. Și într-un fel mă simt dar mă simt bine când văd că am rezultate și mă simt bine când particip la un spectacol și colegii vin să mă vadă, nu participă ei. Și v-ați gândit vreodată ca la rândul vostru să deveniți mentorul cuiva, să, știu eu, fiți de muzică sau să învățați pe cineva să cânte? Păi, s-ați făcut asta? Nu pot să spun că știu atât de multe încât să pot învăța pe cineva să cânte. Da, pe viitor, mai acumulezi. Da, îmi place să ajut persoanele, să le dau sfaturi când văd că cineva vrea să se apuce de cântat. Îmi place să încerc să mă implic și să văd că mă ascultă cineva și chiar încearcă să înțeleagă ce spun și așa. Să fiu profesoară, sincer, nu cred că aș reuși să... sau nu cred că mi-ar plăcea în special. Dar să ajut așa pe cine pot, cu niște sfaturi și păreri, îmi place. Sunt de aceeași părere ca și Denisa, adică nu mi-ar plăcea să fiu profesoară, dar dacă ar veni cineva la mine și mi-ar cere ajutor în legătură cu o problemă legată de muzică, l-aș ajuta cu cel mai mare drag. Și aș proceda la fel și chiar nu cred că nu m-aș descurca, nu mi se potrivește, nu mă potrivesc ca mentor. Pentru că, nu știu, generația asta, deși eu fac parte din generația, dar totuși, mă văd și pe mine și pe colegi, nu apreciem destul profesorii. Gen, e nasol să fii profesor, cred. Ați pățit vreodată ca cineva de pe stradă sau din orice alt loc să vă recunoască pentru faptul ăsta, pentru că cântați? Cineva să vă oprească și să vă spună, mă, te-am văzut la spectacolul ăla sau mi-a plăcut cum ai cântat sau am auzit la Bianca parcă mai devreme? Da, se întâmplă destul de des, mai ales după ce ai un spectacol, câteva zile la rând și prin liceu când treci, persoane pe care nu vorbești niciodată, cu care nu te saluți pentru că nu le cunoști, se întâmplă să te oprească, să spună că, hei, felicitări pentru spectacolul de ieri sau așa, sau pe stradă vin oameni, mi s-a întâmplat să vină oameni la mine, nu foarte mult, dar s-a întâmplat și să spună, hei, pe tine te-am auzit odată cântând, tu ești fata aceea, nu? Și te bucură, te simți că ai reușit, da, simți că ai reușit să faci ceva și să faci în evidență și ai făcut bine dacă cineva te-a ținut minte. Bine, sau poți să faci rău, să zic, dar îmi place să cred că fac bine. Da, se întâmplă foarte des să te întâlnești întâmplător cu persoane pe care nu le cunoști personal și să intrați în vorbă și să te felicite pentru performanța de la un anumit spectacol. Nu am pățit până acum să merg pe stradă și să mă oprească cineva, mamă, ce frumos cânt, sau tu ești fata care cântat, dar așa prin școală, sau am fost foarte entuziasmată când un profesor mi-a spus că, wow, te-am văzut la un spectacol, ai cântat foarte frumos. După voi,
Ce părere aveți? Este greu să te afirmi în ziua de astăzi în muzică? Da, e foarte greu, pentru că când nu ai pe cineva care să te introducă în acest... Să te promoveze. Da, să te promoveze sau... Înțelegi? Mai ales sunt foarte multe persoane talentate și foarte multe persoane care se postează pe internet și, deși sunt foarte talentate, nu au atât de multe vizualizări, nu sunt așa cunoscuți. E greu să te faci cunoscut, pentru că sunt mulți talentați și... Înțelegi? Ce părere ai? Nu, asta vreau să zic și eu. Sunt foarte, foarte mulți copii talentați de vârsta noastră sau mai mari sau mai mici și chiar e destul de greu să te afirmi ca muzician. Da, concurența este foarte mare și pe YouTube, cu multe cover-uri. E foarte greu să te afirmi acum în muzică. Denisa, tu cânti la vioară. Cum ai putea să spui că dacă te-a ajutat, cum te-a ajutat vioara și din punctul de vedere vocal? Ce aport are? Te ajută foarte mult, în special teoria, pentru că atunci când cânti cu o trupă, de exemplu, poți să știi să faci în așa fel încât să fiți pe același ton, știi? Uh-huh. Și să ții ritmul mai bine și să înțelegi o melodie și să știi să apreciezi melodiile care sunt mai ușoare, care sunt mai grele, care sunt potrivite vocii tale. Și vioara, ca practic, instrument practic, te ajută pentru că te face să te sincronizezi, să sincronizezi corpul și să te... ca să știi să cânti la vioară, trebuie să studiezi foarte mult și e foarte greu. Și te face să poți să continui, chiar dacă nu mai vrei. Când am fost la școala de muzică, foarte des spuneam că eu nu mai vreau să fac asta, eu nu mai pot să studiez atât, eu nu mai vreau să continui, nu-mi place, dar am reușit până la urmă să o termin și nu regret. Și cu vioara, ai vrea să continui și pe viitor? Dacă aș fi vrut să continui pe viitor cu vioara în particular, ar fi trebuit să merg la liceul de artă. Nu cred că o să vreau să continui doar cu vioara pe viitor. Poate ca un hobby de plăcere, în orchestră sau așa, dar în particular nu. Te-ai gândit vreodată să cânti și la alt instrument? Da, îmi place foarte mult pianul și de multe ori am o orgă acasă și îmi pun tutoriale pe internet și încerc să cânt melodii ușoare și la fel și cu chitara. Antonia, din câte știu, tu ai așa niște tangențe cu chitara. Da, cu chitara și cu pianul. Am făcut pian cât am fost mică și tatăl meu a fost chitarist și mi-a arătat și mie câteva acorduri. Da, îmi place. Și ai putea să spui că te-a ajutat? Ai avut momente în care să cânti cu tatăl tău? Nu am avut încă momente în care să cânt cu tatăl meu, dar să știi că mi-ar plăcea foarte, foarte mult să avem un duet. Împreună. Da. Chiar mi-ar plăcea. Deanca, tu și eu cânt la vioară. Cânt? Încă cânt la vioară. Și am momente când nu mai suport. Și vreau să mă las. Mă scuzați. Și cânt și la pian, dar din clasa 8-a nu am mai făcut. Dar m-a ajutat în viață. Și o să mă ajute, sper. Când am făcut-o degeaba. Și ai vrea să continui? Ai vrea să continui din nou? Nu. Ok. O să o fac din nou, da, dar să continui, nu. V-a ajutat vreodată muzica și în alte domenii? Sau în viață de zi cu zi? În alte domenii, nu știu. La ce te referi mai exact? În alte domenii, nu știu la ce... Știu eu. Cred că te ajută să te poți concentra mai mult pe anumite chestii și să înveți. Să înveți, înțelegi? Te face să fii mai responsabil și în anumit domeniu nu știu dacă m-a ajutat, dar știu că așa, în general, m-a ajutat să mă dezvolt. Antonia, te ajută muzica, știu, la școală sau înveți să te concentrezi? Sau... Da. Ți-am spus că muzica nu te ajută, adică te ajută să te dezvolți și în viața de zi cu zi. Bianca? Pe mine mă ajută la școală încă. Când suntem la ora de muzică și avem un test, din teorie,
și toți colegii, Bianca, ajută-mă, te rog frumos, te rog frumos, te rog, și toți vor să stea lângă mine în barcă, să copieze. Dar asta nu e ceva ce trebuie să spun. Dragile mele. Profesorii, cred că deja știu. Eu vă doresc multă baftă în tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat această invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru timpul acordat și până data viitoare, toate cele bune! Emisiune realizată cu sprijinul Valentin L.